În Parlament se întâmplă lucruri strani. Au dispărut 44 de bile pentru vot. Unde credeți că sunt bilele? Acasă la 20 de deputați, probabil, care nu au avut curajul să voteze la momentul respectiv. E posibil ca dispariția bilelor să nu se fie datorită votului la Elena Udrea. Asta e o dispariție a bilelor în timp. A fost un fel de, probabil, de numărarea stocului de bile care există. Preocupați de dispariția bilelor, deputații au trecut de comisia juridică o lege controversată a domnului Dragnea, care cică interzice defăimare. Cu bătaie mai lungă, evident, către instituțiile media existente în România, sigur că da. Defăimarea socială constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 la 30.000 de lei dacă vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă de la 2000 la 60.000 de lei dacă discriminarea vizează un grup social. Și în continuare mi se pare neproductiv stilul ăsta în care se folosesc din nou cuvinte foarte urâte, acuze foarte grele. Nu cred că folosește nimănui, și în plenul Parlamentului, și în presa din ultima săptămână. Că este o lege nedemocratică, este o lege care afectează grav libertatea de exprimare. Fără aplauze, fără aplauze! Păi ce facem aici? Iată cum arată un program TV ideal. Atenție! Stai în viziunea... Domnului Liviu Drag, da. Sigur. Așa? Așa. Și eu fac neocoace. Da. Ia-i astea. Așa frumos. Bă, dar ce... ce perspicace, ce... Stai. Se aude? Stai. Acum așa, exact. Și... Bună seara, stimați telespectatori! Bună seara! Suntem astăzi martorii unui eveniment care va intra în analele istoriei. Analele istoriei. Avem în fruntea noastră un arhitect de geniu al libertății care de-a pururi necrez în vatra ta străbună la capăt de mileniu cu Liviu Drahnea, omul tu patrie veghezi. De azi, dușmanul poporului, cârcotașul capitalist, nu va mai putea întina falnicul nume al celui mai iubit dintre oamenii care sunt în politică. De azi, statornici luptători ai adevărului, precum patrioții Victor Ponta, Claus Iohannis, Traian Băsescu sau Elena Udrea, nu vor mai putea fi trași în noroi de mințile răuvoitoare și clevertitoare ale trădătorilor patriei. Cu Liviu Dragnea în frunte și în inim e poporul. Cu Dragnea și trecutul la fel ca viitorul. Tu, PSD, ce partid de zei! Ai fost, ești și vei fi alb ca lumina farului. Ce ne călăuzește pe culmi de libertate. Cu gurile închise, ideile exprimate. Tovarăși, acum urmează niște elemente imperialiste care întinează nobile idealuri ale comunismului. Tovarășe destrăbălate. Asistentele! A, bună ziua! După cum puteți observa, ați observat aici în spate, avem băieții ăștia răi care se tatuează, sunt deosebiți, sunt speciali și de-aia am venit și în ăsta. Da. Hai să ne murdărim și... Avem aștept, da? Hai, auzi? Bună! Dacă ne tatuăm și noi pe Arsenie Boca, ne mai spală din păcate? Nu, dacă lăcrimează. Doar dacă nu lăcrimează, nu merge. Păi băgăm un tatuaj. Un pic de dezinfectant, pune acum, repede. Așa facem, așa facem. Bună ziua! Bună ziua! Am auzit că bărbașii sunt prietenoși. Cam da. Cât de prietenoși? Chiar vrei să știi? Da! Va trebui să-i vizităm un pic, să vedem cât de prietenoși sunt. Păi nu, de tine. A, de mine? Bărba. Eu nu-s bărbos, eu doar ciochist. Hai de fata că nu-și chiar așa, adică mai întâi să scoată banul, zic. Nu mă supără. Nu mă supăr. Știți cumva unde se fac tatuajele? La saloane. Unde? Că nu găsim pe nimeni aici care să facă păi niște nu, tatuaje. Aici doar se pictează atât. Se pictează să facem mâncare, mici în primul rând mici. Adică nu. Hai să eu am mâncat, eu am mâncat. Da, faci cinste. Da, fac cinste. Hai, cum te cheamă? Dar nici mai contează. Da, nu știu ce faci. Wow, ce freză mișto, cum se numește?
Cum se poate numi? Vâlboi, da. Îl filez puțin în zona de top. Să nu-l filez de da, tot, după că care... poți să-l înfiletez. Un pic te-am lăsat în greșeală. Își mai revine, scapă. E ok? Dar cum a luat-o? Cum s-a întâmplat? De la ce i s-a făcut rău? Brusc, așa nu-mi dau seama. Am mâncat bine dimineața, era... Da? De băut? Cred că a băut mult aseară. Bună! Ce vreți să vă tatuați? Numele? No, îți tatuiesc numele ei? Deocamdată nu, deocamdată nu. Am de ceva, ce? Dar... Asta e începutul. Începutul, da. Păi și de ce numele ei nu? Ai de gând să o schimbi? Nu, dar nu e... Se zice că e un obicei, când îți scrie numele cuiva, de obicei te despoarți și am nu înțeles. E ok. Și da. Tu? Al... Am și eu, am și eu. Au. Ești ok? Aoleu, nu prea. Cred că o să leșin. Ajutor! Am glumit, nu leșin. A glumit, liniștiți-vă. Da, da. Că eu leșin și de la sânge. Mie mi-e rău și când vă sângele. De... Păi, dar nu te uita acum. E mai bine. Doare? Pentru Leo, oricât. Orice. Nu contează. Ești super frumos, oricum. Da, ne place. Bonito. Thank you. Bonito. You too. Da, thank you, thank oh, you. You want to call Costi and he'll help Dare us Costi? With... And he... Ionita? And he help us with the translator. Eu știam că face doar muzică. Do you have... Recunoaște că ai o mască. Do you have a mask? Take it off. Yeah. Take it off. Please. You too. Yes. Yeah. Yeah. That's for all the people who look at me, they get in... involved. I tried to stick the yeah. finger so you yeah. No, nobody tried to stick the finger on you? Never? Yeah. Sometimes. Let me see. Just for... But I cover it, so yeah. Yeah, with what? Are you sure? How safe you are? Are you sure you're safe? No! Haideți să o salvăm, vă rog! Să o salvăm! Nu, 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 stai că s-ar putea să-mi placă! Come, let's talk. We need to talk. Okay, mă scuzați. Deci mă scuzați. I love guță. Cu G. Nu, cu P. P. Se poate? Nu știu. Cine guță? Păi, nu știe cine e Guță. În ce lume trăim? A, ăla care zicea nu, dar eu sunt Nicolae Guță. E, păi vezi? A coborât din taxiul și a căzut în șans, nu. Știi? Era beat și zice, nu, dar eu sunt Nicolae Guță. Păi vezi că-l știi? Păi vezi că-l știi? Nu, de ce? Tu că am muncit 7 ani la asta. Ești dubios, cred că te uiți pe fulii noaptea la tabloid. N-am, n-am explicat. Hai rămâna, băi. Ăștia sunt mai rău ca noi. Deci... Nimic. Păi nimic, am păi. Nici de data asta, dar de ce am greșit? Cu ce am greșit? Păi nu știu, păi, că aici e cu artă, e cu ce atâta artă? Păi credeam că fac și băieții ăștia ceva frumos, da? Asta e frumos? Hai, asta e... Hai până nu vine nenea ăla, nenea ăla cu... Eu nici măcar nu așa și cu deget. Hai să fugim, hai la bol!